Salutare, prieteni! Vă prezentăm coșurile de fum Darko, și anume sistemul de coș vector și sistemul de coș carbon împreună cu elementele lor componente. Sistemul vector este fabricat din inox atât la interior cât și la exterior, iar sistemul carbon din inox la interior și oțel galvanizat de culoare neagră la exterior, vopsit în câmp electrostatic. De ce ai alege un astfel de coș de fum? E simplu. Datorită specificațiilor pe care le prezintă, a performanțelor ridicate și a siguranței oferite. Aspectele demne de luat în calcul sunt grosimea vatei izolatoare, care este de 50 de mm, și calitatea inoxului atât interior cât și exterior. Datorită acestora, sistemul de coș de fum funcționează la o temperatură ridicată de până la 600 de grade. Deoarece prezintă o rezistență mare la coroziune, intemperii și mediu acid, este potrivit pentru orice sursă de căldură, inclusiv cele cu gaze umede, adică șeminee, termoșeminee, sobe, centrale, cu gazificare sau fără gazificare, pe lemne, cărbune, ulei, gaz și așa mai departe. Sistemul de coș este disponibil în mai multe diametre interioare, de la fi 130 până la diametre industriale de fi 250. Vata izolatoare, aflată între pereții coșului de fum, după cum se poate observa, este decupată precis la laser pe raza elementelor pentru a-și păstra la maxim proprietățile de izolare, nefiind mulată pe componente sau îndesată între pereții acestora. Este certificat la o distanță de 50 mm față de lemn, ceea ce îl încadrează în gama produselor de încredere și sigure pentru căminul tău. Ca meseriaș în acest domeniu, pot să vă confirm că montajul coșului de fum se face cu mare ușurință și într-un termen scurt, de câteva ore, chiar de către o persoană fără experiență, datorită următoarelor aspecte: clemele cu acționare rapidă, greutatea redusă a coșului, posibilitatea de a regla distanța coșului față de perete până la 15 cm și diversitatea elementelor ce formează kitul de instalare. Este important de știut că îți poți configura singur coșul de fum și îți poți calcula prețul acestuia stabilind următoarele: înălțimea totală a sistemului, tipul de racord, fie la 90 de grade, fie la 45 de grade, baza coșului, cu plecare din consolă sau cu plecare de la sol, terminația coșului, cu con, cu pălărie sau cu terminal antipluvial, etanșarea la acoperiș în funcție de unghiul șarpantei, elemente de deviație pe lângă strașină, o trecere suplimentară prin perete dacă este cazul, o închidere la racord, coliere suplimentare sau o ancorare adițională. Și să nu uităm de culoare, care influențează aspectul exterior al coșului. Așadar, după cum ai observat, noi spunem la dispoziție tot ce ai nevoie pentru a construi un sistem de coș de fum profesional. Sigur, trainic, modern și nu în ultimul rând, avantajos. Pentru a fi la curent cu noutățile în domeniul termic, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube.